Pălălie, pălălie de mătase. Pălălie, pălălie de mătase. E gata, nu stai. Nicule, dacă vezi clipul ăsta, te iubim, te pupăm, te... ce vrei tu? Cum la cealaltă. Așa, frumos pentru Nicu. Asta vrem de fapt să auziți. Bun, bun, atât vă arăt, nu vă dau mai mult, nu vă dau mai mult, pentru că am făcut o piesă cu Adi, cel mai bun inginer de sunet, music producer, ghostwriter la versuri, nu știu bărbat. Ce... bărbat, da, măi, cel mai bun bărbat ever, fiți atenți, am făcut piesă, da? Nu uitați că la 500.000 de abonați pe canalul mare pleacă mașina mea la voi, apăsați butonul și de like neapărat și dați-ne și un follow pe Instagram pentru că am gătit 50.000 de like-uri și mă mut din Cosmopolis. Cum vreți voi, dacă nu-l suportați, dați like. Foarte important, la ce reacționăm azi? La Tai și Nana devenind trepări în 24 de ore. Fii atent ce e amuzant, e că eu am ajutat la vlogul ăsta. Eu am fost foarte mult acolo. Oamenii vor să mă vadă pe azi mine. Azi devenim trepări. Ce să zic? În ultimii ani, trepul a devenit unul dintre cele mai populare stiluri de muzică chiar și în România. Dar oare viața lor e cum pare pe net? Uite, și-a făcut da, avarăși tatuaj. Salut, eu sunt Stike și azi alături de iubita mea, Nana. Vom deveni trepări în 24 de ore. Haine scumpe, bani, mașini, femei, tot ce poți dori. Bă, ce proastă. Eu femei nu cred că stăm. La final de zi trebuie să avem o melodie terminată. O trimit la magazin. Ia însă nu mai să te că oricum eu nu mai vin. Bă, vere, versurile le-a făcut Nana și bune gen. Dale mele, cred că sunt mai bune. Vreau să vă dați neapărat cu părerea despre piesă. O să pun și pe TikTok, să faceți TikTok-uri pe ea, vă rog. O să fie tare rău de tot. Trebuie să fac și clip muzical, am buget 50. Nici măcar nu vă zic. Nu o să mai stăm pe gânduri, avem decât 24 de ore. De cum arată apartamentul, vezi? Aici stăm cu Saic. La 8 seara trebuie să avem clipul gata. O facem tot. Albert, năbână, Saic. Care-mi pică, ăla îl luăm. Care-mi sare în ochi, ăsta. Deci fie, nici nu-mi pasă dacă nu se audă bine. Îl luăm fix pe ăsta. Nu știu. Tiropica vorbește! Ei, uite cum o dau! Tu nu ai habar, tu uite cum o dau, bau, bau! Da, mă, să iasă o piesă! Bă, nu stai. Mamă, ce urât îmi țineam părul. Dar ce trepări n-are tatuaje? Da, erai cam urât. Avem două variante, Robi. Pe piept, pe gât, pe mână. Pe piept ar veni așa, cumva. Gât n-ar veni. Păi, dar îl facem așa. Nu! De ce? Sau pe mână. Deci, ne facem trepări adevărat, șapcă, ce? Gata, eu arată mai trepări săi decât bă, mine. Ce eu arăta copii prost. Iese? Șmecher? Iese șmecher. Bă! Vezi că ești și bine. Bă, să-mi fac și gata! Nu mai și uite cum o dau. O dau. El are voie. Nu, au habar. Au. Am prea mari bani. Las. Acum, tutorial cu Nana cum să faceți un tatuaj temporar să arate cât mai realistic. Aveți nevoie de fixativ, pudră și atâta. Este foarte lucios. Până unde l-am tatuajul? Mama e sus, mare. Bă, stai. Wow! Era imens tatuajul ăla. Huge tatuajul ăla. Cum arăt? Ia hai. E far above average. Mă așteptam să fie mai tare. Cureaua leve pe mine. Nu sunt îmbrăcat în ea, dar îmi vine bine. Eu n-am, oh! Am o curea leve, dar e fake gen. Outfit pe care l-am. Gata. Așa sunt. Astea toate hainele mele. Prima oară avem o curea leve. De luare pe bune, a mea dacă pui în țeapă. Nu glumesc. O să vedeți. Am pus-o eu și în Zara. Mă mânca brâu. Că știu că-s mai scumpi cei, nu știu, 20 de lei am dat pe ei când am fost. Hai, fă o tranziție din aia. Bine tranziția, vrei să te vin? Nu prea așa bine. Sunt pantaloni să vadă chiloții, nu? Ei l-au pe aia curați? Da. Bun și eu. Disappointed. Vede că am curea leve acum? Shut your stupid. Așa, jewelry. I got my bracelet from Empoli. Necklace from Empoli. I got my assistant right here. Da. Fă ca ăla, ca microunde. Bă! Acum, bun, ca orice trepper adevărat, o să luăm FL Studio. Pentru că am auzit și-o că e șmecher. O să dau random beat-ul. Bun. N-am știu să facem asta. Și câte se poate observa, iubita, avem piesa pe FL Studio, de da? De n-am știu să tragem. Nu se okay. O să vezi ce am făcut. Acum trebuie să facem versurile, ne-am ales beat-ul, te-am îmbrăcat trepperi, gagica avem, mai avem, ne mai comportăm ca un trepper, o să punem chestii pe Instagram și așa. Și o să fie pe melodia asta, da? Da. Ei! N-au zis nimic! Ai văzut? Este să în premier. Oh! Da. Vreau să înceapă cu un. Așa scriem, nu? Nu. Vreau pe fiecare intrare să vină câte un A de ăsta care practic să țină o pauză. Prima oară, intru eu, păi intri tu, păi tot eu și tot așa. Și eu de curea. Iubita, hai! Nu știu. Și... A! Nu ai bani în buzunar.
pe mine scrie LV, pe tine bazar. Bazar, bazar scrie, eu prea ce scrie, că tu nu ai bani în buzunar. Bine, scrie LV, pe tine. Da, piesa lor câte view-uri are? Hai că vedem după. Nu ai bani în buzunar, pe mine scrie LV, pe tine bazar, bam, bam. Hai să mai dăm freestyle puțin, gen overall. Hai, apoi scriem noi niște versuri, că durează mult și e banal așa. Apoi mergem, vedem ce mai facem ca trapper, filmăm muzică. Vedem ce facem, freestyle. I-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Au, au, zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Te las să mai încerci, dar altă șansă nu mai vezi. Ok, hai să facem, o facem și după ce filmăm clip. Oricum o tragem la studio, cât din câte observați eu am piesa mea. Bă, mie nu vine să cred. Eu am piesa mea. Noi avem piesa mea. Tu ai făcut piesa mea. Vreți să mai dau un pic din piesă? Bine, 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 bine. Eu acum am văzut. Ah, nu ai bani în buzunar. Pe mine scrie leve, pe tine scrie bazar. Hai, ți-au fost adlipul, gen. Să mai încerc, dar altă șansă nu mai vezi. Nu mai vezi! Am mers la 6 dimineața, cred, în fața la șaurmeria Băneasa să tragem pentru clipul muzical. O să-ți arăt și clipul muzical. Eu n-am văzut niciodată clipul ăsta, ca idee. Măcar de la am și noi pernele alea și păturile de pe canapea. Bun? Un leu cu un ceas. Ba da, e un leu și un șocat ceas. Șocat de ce văd. Nu? Sunt eu bine? Sunt cu cineva, cum a făcut? Al dracu, stai ce bine arată, bă, băiat. Păi nu intru. Vă prezint The Ultimate Virgin. What the fuck, arată așa bine. Da, jur. Cât ai dat? Cât ai dat? Am găsit o mașină. Une? Stai că eu mă bucur că pot să-l frec pe stai. Se simte că e fake, dar nu arată. Mădălin clasic. Păi, l-am făcut pentru filmare că face Mădălin. Uite, aici n-avea studio Mădălin, ai văzut? Aici am ieșit să filmăm. Am filmat cadre pe cartier și pe. E Mădălin capătul la mașina lui Sac. Yo, deci aici filmăm pentru clipul muzical. Hai, Robi, dai drumul. Ați filmat cu telefonul ăsta? Da. Cu camera filmam clipul. Nu ai bani în buzunar. Pe mine scrie leve, pe tine scrie bazar. Bă, nu faci glume, nu pregătește. Aici am unde-i capota. Eu eram pe capotă, mă vede. Da. Pleacă tare, pleacă tare. Vă pup. Astăzi o să vedem ce ascultă oamenii de pe stradă. Bună, nu te supăra, ce muzică asculti? Mama, de când a citat momentul ăsta, deci de foarte mult timp. Șapcă, Jordan. Nu, ce muzică? Șapcă, bă, Jordan. Bă, unde eram aici? Cred că 1.200.000 din Mega Mall. Cred că eram în fostul apartament al lui Paul. Plecam sau mergeam la el, nu mai știu. Ceva pe ea, dar e Amiri. Retro 1, albaștri. Da, 20 de milioane. Jewelry, jewelry. Și jewelry, aici e diamant. Ah, ok. Poftim. Bă, neapărat, chiar vreau să facem un duel de ăsta. Care piesă e mai bună? Mie mi se pare a lor mai bună. Mamă, tu nu mi-ai văzut asta, nu? Iată că aici a pierdut să ai 20 de milioane, că și-a rupt lănțicul. O să vezi. Dă-te! Nu cred! Da, da. Nu cred! Hai să filmăm că mi-e frică. Mă vedeți bine rău! Bă, fă 10 flotări! Să-și ia pampul, gen. Aici cădea nana peste el. Hai, continuă, continuă! Uite aici! Speed, speed! Ai văzut? Da. It was at this moment that he knew he fucked up. Da, am prins-o pe filmare. Am prins-o adevărat? Pe filmare, da. Da, și eu. Păi, da. Da. Am văzut. Eu nu vezi că ne filma vlog din frunte? Da, văd. Și nu contează că e lanzaural, că am bani mulți și mi-au altul, nu? Nu așa e viața de trebuie, că sufletul meu plâng, da, e. Ce s-a întâmplat mai exact? Am rupt lanțul, acum dacă, uite, Paul, stânge de gând, nimic nu mai trebuie să mai prind. Aia. Viața unui trapper, băieți, viața unui trapper. Asta e viața unui trapper. Eu încerc să fac viața unui trapper, nu știu. Mi se pare tare viața de trapper. Încercăm. Dacă așa e viața unui trapper, probabil iau producție. Noi avem și noi producție. Avem noi 200.000 de abonați, dar n-avem producție. L-avem pe Paul Doian care ne filmează. Da, la Skype. Oh, ce bine am prins-o. Cât a durat să găsim locația asta? Aici avem noi studio. Da? Da. Tare, energie. Pe lângă studioul meu. Asta îmi place să văd. Energie. Doamne, cât am râs cu fata asta de aici. De la filmarea asta, e o prietenă de-a Luana, hei, Bea. De gen, am mințit-o că nu știu engleză, vere, și mă uitam pe TikTok în mașină și o puneam să-mi traducă fiecare chestie de o vedeam pe TikTok. Bine, Nana! Are, bă, era amuzant. Trebuie să alegi după noi, Robi, dacă pici cu camera te spai. Bă, alerg cu spatele? Foarte, vină cu spatele, alerg aici, vere. Așa? Sacu, pe lângă voi, sacu în fața voastră și iau al cadru.
Ai s-a căzut? Sau nu mai știu. Dispar, eu nu fac prea. Uite ce proastă ești. Uite ce singură. Mafia, Fortnite mafia. Uite, aici eram la șormerie, la 5 dimineața. Face listail. 1, Robi, hai. 1, 2, și... Aici mi se pare că am vorbit urât, nu mai știu. Mă, the gang shit. Eu nu știu versurile. The gang shit. Ei, hey, ești prea gras, tu nu te compar cu mine. Micul Robinet încearcă să mă... Facă! Facă! Nu prea iese. Pentru că e cât o facă. Băi. Rime. Fac mai mult bani ca tine. Ei, hey, uită-te la mine. Ai că n-am mururi. Bani. Nici pe card. For fun. Da. Ce prost e, bă, băiat. Deci, ca să facem o piesă trap, am venit la... Shahi. Shahi. Am venit la Shahi, prietenul nostru. Shahi cu șibă, frate. Nu Shahi. Asta e prima dată când ne-am văzut cu Shahi. Eu aveam emoții, că n-am văzut niciodată la un studio ăsta de muzică. Crezi că o să cânt bine? Tu ce zici? Eu zic că o să cânt excelent. O să fiu următorul trapper. Deci așa o să fie. Așa o să fie, vere. Da, gen la melodia, bă, e bă, la spitalul lung, câte ești, bro. De aici, unde la știi? Cu mine nu mai vin. Mi-a zis să nu mai aștept că o să nu mai aștept. Aici le-ai zis, le-ai zis Shahi că e foarte catchy refrenul. Și chiar e. Nimic, zero. Gen, înregistrat pur și simplu ca și cum ți-am cântat noi acum. Te-aș arăta filmările de pe camera, am făcut-o la două premiere. Te-ai făcut în premier. În premier, bro. Deci nu e nimic, te-ai pus nimic. Am pus voicile peste beat. Ah, nu ai bani în buzunar. Pe mine scrie leve, pe tine scrie bazar. Aha. Ah, șaormeria ta. Pare șocant, frate. Pe lângă faptul că ai făcut în Premiere Pro. Bă, suna piesă pe bune, piesă pe bune. N-am dus, am făcut cadre. Am filmat în cartier și așa. E care, mi-e fără Caterinca. Nu fi prea aproape de microfon. Cred că e bără. Cred că ești acum după 120 de aproape. Și aici aș vrea să fie niște voci sau ceva, știi? Dar tu m-auzi pe mine? Pa, 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 pa. Tu m-auzi pe mine? A. Nu ai bani în buzunar, pe mine scrie leve, pe tine scrie bazar, Da, mi-a fugit vocea odată. Da, simți-o. Da, simți. Eu am pus Adi să trag pe rând, după aia i-am făcut surpriză și am tras o chestie din prima. Na. O să vedeți pe vlog. Să nu tăiați din vlogul ăsta și să puneți pe TikTok, fără gen cu subînțeles. În primul rând, dar e foarte încet, asta trebuie să râzi. Ia. Vede microfonul, Robi? Oh, becher, talent. Nu ai bani în buzunar. Pe mine scrie leve, pe tine scrie bazar. Bazar. O trimit la magazin. I-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Că oricum eu nu mai vin. I-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Ia mă, câte like-uri a făcut? 23.000, 400.000 de... Cosmopolis. Bun, fii atent, stai. Hai să vedem și clipul muzical. Deci are 1.000.000. 1.000.000 de vizualizări. Și 43.000 de like-uri. Nu cred că o să putem să batem asta, sincer. Na, nu cred. Na, cam așa o să arate și clipul muzical, să știi. Eu nu, nu o să vin, nu o să apară nimic. Păi, cânta și tu, ce fac pe partea ta? Pui o poză cu mine. Ok. Gen. Ești tu acolo și pui o poză cu mine, care e necropuită, e drept un comis pe acolo. Nu ai bani în buzunar, okay. Pe mine scrie leve, pe tine scrie bazar. Bazar! Am bambuzul pălăria, tu la coadă, la șaorma, eu te simt șaormeria. Bun! În ureche diamant, eu în vârful piramidei, tu jos pe asfalt. O trimit la magazin, i-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Că oricum eu nu mai vin, i-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin, vin. Oricum eu nu mai vin. I-am zis să nu mai aștepte că oricum eu nu mai vin. Întorci capul când mă vezi. Te lasă și picioarele, eu zic să te așezi. Te lasă și femeia, pentru mine ce să crezi. Te lasă mai încet, dar altă șansă nu mai vezi. Mai fac tranziție și dispar. I-am vorbit de gheață și mi-am pus-o în pahar. I-am vorbit de gheață și se dădea spiritual. Îmi intră banii zilnic, ție îți intră anual. Cam bine? Bă, cam bine, ești plus prima lor piesă. Am bine, Nana? Pe muzică. Da. Are. Best player in the game. I-am zis că mă joc Fortnite. Am crezut că sunt lame. Am bine că știe Fortnite. Mă click dreapta, rename. Bă, mai fi bărău. Bine, stai. O respect, dar nu sunt sim. Nu era pregătită. Mi-a zis că mai vrea timp. Timpul înseamnă bani. Dar pot aștept puțin. De fapt, a fost un prank. Că oricum eu nu mai vin. Scuze, stai. Că oricum eu nu mai vin. I-am zis să nu mai aștepte. Că oricum eu nu mai vin.
că oricum eu nu mai vin. I-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Deci dar vino, las rocino, pică cu rana să scapă regino. Calcă pedala mai repede, se au sirenele. Te așteptai? Da. Cum da? Nu zic de forma direle, eu joc murdar. Orice ai zice, știi bine, n-am adversar. Le zic la fete bine joacă stai Fortnite, bă, nu știu dacă știi. Că oricum eu nu mai vin. E și de treabă așa ca om. Bă, bun rău. Sper să nu mai cânte în viața lui. Bă! Saic dacă auzi asta. A trebuit să iau un music producer, băieți, la clipul ăsta să-și dea cu părerea. Saic dacă auzi asta, te iubesc. Și eu. Ia, ce mai ai aici? Aici parcă au vorbit sau aici închide? Și pasatul tău e tare, de nu? Așa, și casa și George Fortnite, bine, nu știu dacă am mai zis. E și de treabă, dacă mai faci muzică, o să mă mut din Cosmopolis. Ce? Nu, voi nu sunteți pregătiți de ce v-am pregătit eu cu muzica. Mie îmi place rău de tot. Mai arată le mai arăt un pic? Gata, gata! 10.000 de like-uri și apare piesa acum. Și nu uitați că la 500.000 de abonați vă dau mașina. Follow-și pe Instagram. Money line, I'ma run it every-